Gruparea de sub Rău și-a asigurat a cincea victorie de la startul actualei ediții de campionat printr-un hat-trick semnat de Vali Buhăceanu. Fostul atacant al echipei Dorna Vatra Dornei a marcat în minutele 22, 86 și 87 și a ajuns la 7 goluri în 8 jocuri. Bucovina Rădăuți a obținut prima victorie de la startul actualului sezon al Ligii a 3-a. Formația condusă de Dan Stoica s-a impus cu scorul de 3-2 pe terenul gălățenilor de la Sporting Liești. Galben-albaștri au obținut cele 3 puncte prin golurile lui Ionesi, Vitu și Zaremba, iar gălățenii au punctat prin Dorojan și Băhnașu. În următoarea etapă, programată sâmbătă, Bucovina-Pojulta va primi vizita celor de la Sporting Liești, iar Bucovina Rădăuți va înfrunta pe teren propriu gruparea FC Păpăuți.